Bună ziua, bună seara, bună dimineața, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Rezia Clar Viziune, citire pe foaie. Mulțumesc pentru prezență. Astăzi am să vă fac următoarele 48 de ore pentru doamne. Vom începe cu dama de ghindă, urmează dama de roșu, de verde și nu în ultimul rând cea de tobă. Bun, vom începe etalarea pentru dama de ghindă, următoarele 48 de ore, vă văd un pic sucite, întoarse, nu știu ce nu vă convine sau pur și simplu sunteți obosite. Ia să vedem ce se mai întâmplă. Carte luminată de la Dumnezeu lăsată, 4 posturi s-au postit, am pus nume de ghicit. Asta se deschide, o fi de bine să vă luminează, o fi de rău să vă întunecați, amin. Da, sunteți stresate, vreți neapărat să terminați ceva de aranjat mai mult, simt că vreți în zilele astea să aranjați acte, să vă puneți ceva în ordine sau pur și simplu hainele în șifonier, că văd ceva care aliniați acasă. Haideți să vedem ce mai faceți în următoarele zile. Da, aveți un stres, dar nu mai fiți stresate că problemele se vor rezolva din punct de vedere sănătate zilele astea. Exact cum v-am spus, sunteți un pic obosite sau aveți un stres. La altele dintre voi văd o problemă oculară. Deci o să vă rezolvați cu brio, dar cu întârziere, adică probabil că nu puteți acum, din vari motive. Dacă e doctorul în concediu, că nu aveți bani acum, că nu aveți timp sau ceva de genul, dar nu vă mai stresați atât, că într-un punct, deci maxim o lună, veți rezolva și această problemă. Cu serviciul, în săptămâna asta, zilele astea, multă bârfă la muncă, vorbiți mult, dar nu neapărat cu pagubă, ci pur și simplu sunt discuții, este o reorganizare acolo la voi, care și asta vă poate obosi, desigur, dar n-aveți ce face, se fac niște schimbări la voi la muncă. Cele care nu aveți servici, încă mai trebuie să trageți clopotele pe undeva, că sunt promisiuni, multă vorbăraie, dar nimic concret, nu știu dacă în astea două zile vă angajați. Dacă mergeți la interviu, poate să zic să fiți pe un drum bun, dar încercați să mergeți, de fapt, în trei locuri ar trebui să mergeți, într-unul nu vă place prea mult. Unul vă place, dar e un pic cam departe și unul probabil că va fi tandea pămandea cu banii și cu distanța, dar eu zic să mergeți la toate trei, nu la cele două, părerea mea, zic așa. Pentru că nu se știe niciodată de unde sare iepurele și decât să nu vă plătiți, să n-aveți bani să vă plătiți, uite, datorii, bani și așa mai departe, mai bine luați ce vă vine și după aceea mai vedeți voi ce faceți. Din punct de vedere dragoste, dacă aveți bărbat brunet cu ochii negri, deci tot de ghindă ca și voi, vedeți că trebuie să-l băgați un pic mai mult în seamă din toate punctele de vedere, e prezent, dar sunteți un pic ori întoarsă, ori nu vă ocupați cum trebuie, pur și simplu, chit că e în relație sau în căsnicie, nu contează. Altele dintre voi în zilele ce urmează veți avea discuții cu familia, dar cu partea feminină de pe partea voastră sau a soțului, nu contează, sau cu cumnată, soră sau mamă, sau sunt niște discuții, trebuie să rezolvați cu niște, mă gândesc, pot fi și acte, dar mai repede cred că
trebuie să plecați cum ar fi la țară să rezolvați, să puneți niște geamuri, să zugrăviți, să schimbați niște uși, să gard, nu știu, e ceva la o casă și parcă unele vă gândiți, păi pun și mă duc singură și atunci vorbiți care cum să vă organizați să mergeți probabil în următoarea perioadă. Și ce să vă mai spun, cele care aveți parteneri mai tineri decât voi sunt pe drumuri, se pregătesc ori să se întoarcă la voi de la drum, ori să plece pentru, nu știu, că cred că este totuși un loc de muncă aici cu cartea asta sau pur și simplu dacă vă este amant se întoarce la soție sau zilele astea va fi mai mult cu ea decât cu voi. Da, cam asta e în următoarele 48 de ore. Haideți să continuăm. Să vedem aici la cele care sunteți măritate sau în relații serioase, practic. Vedeți, vă este totuși în următoarele zile bărbatul de lângă voi sau de pe lângă voi sau cu voi, cum vreți sau cum considerați că l-aveți lângă voi sau cu voi. Totuși vă este sincer în următoarele zile și are putere, pur și simplu zici că așteaptă să vă reveniți sau e un om totuși puternic, ori pe funcție, ori pur și simplu se va însănătoși, va avea puterea să se însănătoșească, vă este un spirit bun pentru următoarele zile. Vreau să văd și aici cele care aveți iubiți însurați. Da, alții țin cu... Ia uite, iubiți însurați, vă dau veste, vă nu știu ce, dar nu vor divorța sau să rămână cu voi. Da, deci nu vă gândiți la, la lucruri mărețe în relația cu ei. Cele care mai aveți probleme de... rezolvat din punct de vedere vedeți că n-ați terminat, ați început ritual și nu l-ați terminat, da? Sau tot spuneți în fiecare zi că vă apucați de mâine, de mâine, de azi, de mâine și nu faceți, ar fi bine că uite pe anumite arii sau câteodată vă simțiți blocate și ar trebui să faceți aici ceva sau să vă sfințiți casa care tot o tot spuneți că o faceți, că o faceți și nu mai faceți. Dacă faceți chestia asta, uite, vin vremuri mai bune cu noutăți și cu bucurie, cu noroc. Deci, că vine preotul, că vreți să faceți un ritual, că ceva, orice faceți, apucați-vă odată pentru că vor veni noutăți. Noutăți bune, cu noroc, da? Cele care sunteți absolut singure în aceste zile veți avea o reușită materială, reușiți să faceți niște economii sau să vă vină niște bani pe care îi așteptați de mult, ca și cum se puneți deoparte pentru o anumită cauză, dar în același timp cu 2 de 8 aici și pe de o parte aveți reușită, vreți să faceți și economii, dar aveți grijă și la cheltuieli practic, pentru că 8 mai sunt și cheltuieli, da? Nu e infinit bani. Cele care aveți iubiți, prieteni, soți, unii vă... într-adevăr, vă văd ca pe o prințesă acolo unde există ei. Acum, în zilele astea, sunt mai iubăreții, mai romantici, așa, mai trag mai mult de voi. Iar există și aici, din doamnele care sunteți singure, pur și simplu iubiți pe cineva pe care nu le puteți atinge, ca să spun aici, la femeia de ghindă e ca și cum vă desparte o graniță, dar nu neapărat un drum lung sau un drum de graniță, pur și simplu poate fi și însurat și atunci nu puteți fi cu el, vă iubiți așa, în tăcere. Da? Cele care aveți examene, văd că mai învățați și mare noroc aveți pe 7, 11 septembrie până pe 11 septembrie
mai ales dacă sunteți berbec taur, deci cornute, sau cineva vă sprijină în a lua un examen, sau dacă aveți copii, de asemenea, vor reuși de-abia în toamnă. Da? Și un sfat din partea îngerilor indigo pentru aceste zile, pentru dama de ghindă. Uite, trimite iubire, exact ce vă spuneam mai devreme, că nu vă ocupați de partenerii voștri și nu numai. Da? Copiilor, puteți trimite iubire, uite, de Universului, lui Dumnezeu sau în ce credeți voi. Da? Deci este vorba aici că trebuie să dați un pic mai multă iubire în următoarele zile sau pur și simplu să dați de pomană sau să faceți și voi un bine pe lumea aceasta. Urmează dama de roșu. Dama de roșu este bruneta, de la brunetă la blondă, cu pielea normală și ochii căprui. Puteți să fiți, să știți, și slăbuțe și grăsuțe. Haideți să vedem. Carte luminată de la Dumnezeu lăsată, patru posturi ți-am postit, ți-am pus nume de ghicit, asta se deschid. Pentru dama de roșu, de o vie de bine să vă luminează, fi de rău să vă întunecați. Amin. Ia uite ce din scurt am tăiat. În sfârșit, cele care sunteți bolnave, să știți că nu sunteți bolnave, mai mult vă aveți închipuiri. Mai durează un punct, o zi, o săptămână, până un om de stat, un doctor, va lua o hotărâre pentru voi și vă veți bucura foarte mult. Deci lucrurile pe sănătate se rezolvă. O să vă viziteze sau veți vorbi cu un bărbat brunet cu ochii negri. Probabil că aici sunt totuși doctor, oameni de stat sau notariat sau orice ar fi. Indiferent ce aveți de făcut, mai durează o zi sau o săptămână și vă rezolvați niște probleme pe care le aveți de 2 luni sau de 2 ani de zile. Sunt pe întârziere, dar finalul este unul fericit pe sănătate sau orice aveți. Mai puțin pe muncă, deci nu vă angajați săptămâna asta dacă nu aveți servici. Cele care aveți servici, vă schimbați serviciul sau să vă meargă mai bine un pic. Va veni și pentru voi și un bărbat de tobă de la drum lung sau de pe drumuri. Se adună de pe drumuri. El vine cu lacrimi, este foarte înlăcrămat. Nu știu dacă suferă pentru voi sau este bărbatul sau iubitul vreunei fete, dacă aveți fată. Cert este că pentru sănătatea voastră, serviciul vostru sau ce aveți, trebuie să faceți niște drumuri în orice caz. Deci veți rezolva la ultima strigare, cum s-ar spune. Aici sunteți, văd, totuși debusolate și încurcate, nu știți ce să mai credeți cu oamenii ăștia de stat. Veți auzi și o veste proastă de, nu știu, de divorțul, separarea sau problemele unui bărbat care, din nou, vă repet, poate fi în alt oraș, sat, țară decât voi și veți rămâne supărate, mai ales dacă aveți copil ca și bărbat de tobă. Dacă sunteți căsătorite cu acest bărbat de tobă, totuși, sau sunteți chipurile într-o relație serioasă, relația se va termina, vă veți mai vedea cu el măcar o dată, dar o să pună punct acestei relații, indiferent ce relație aveți cu el, de soț, iubit, prieten, amant, nu contează, se termină. El, în esență, n-ar fi cu nimeni, dar are niște probleme unde simte nevoia să se elibereze de tot, nu numai de voi. Va avea mari probleme în viitor, chiar și la drum, va rămâne și fără servici, va avea multe schimbări în viața lui, plânge și ăsta după un copil, nu mai știe nici el ce vrea, sau ce o să vrea, ce o să dorească, deci e încurcat rău de tot ăsta de tobă. Aici îi pare rău de niște schimbări. Poate, se poate întâmpla ca la un moment dat acest bărbat să se întoarcă la voi de tobă, dar vine și cu minciuni. Nu este 100%. E ca și cum ar rămâne pe drumuri, o să-i fie greu și ce să vedeți, vă găsește iar disponibile.
Dar lacrimile sunt prezente, rămân aici, rămâne despărțirea, nu vă veți împăca cu el. Într-adevăr, un bărbat de ghind acolo unde există, e și el, dar vă gândește, sunteți cu el, dar indiferent de relația pe care o aveți, nici ăsta nu prea e hotărât în zilele astea. Și ăsta și a câmpii pe de altă parte, într-o anumită situație, exact ce vă spunem, și vine turnul, deci de cineva se desparte și ăsta de ghindă, ori de voi, ori de o altă femeie. Dar eu cred că dacă sunteți de roșu de voi în final, mai târziu, bucuria este pe bărbatul cu ochii verzi sau albaștri, care vă dă veste, ați avut discuții sau încurcături sau ceva, dar v-am spus, indiferent ce este de stat, în următoarea perioadă se vor rezolva lucrurile. După aceea, absolut toate care sunteți fantastic, care sunteți născute pe 31 sau pe 13, veți afla niște secrete în săptămâna asta, deci nu știu dacă săptămâna asta, dar săptămâna viitoare vă spun 100%, iar secretele astea care le veți afla sau cineva vă împărtășește ceva, vă deblochează pe o anumită situație, după multă supărare și după un ghinion, da? Cred că renunțați la o căsătorie sau la o relație. E ceva aici, voi veți lua multe decizii în următoarea perioadă, dama de roșu, da? Pentru că, uite, aflați secrete care vă deblochează, vă ușurează, da? Despre o relație. Dar asta este cu ghinion, deci probabil că ați pierdut timpul undeva. Da, undeva ați pierdut niște timp. Și o să apară altul cu bucurie, alt tip. Ia să vedem ăsta nou cum o să vă gândească. Veți fi prieten foarte bun, mai mult va fi uman decât sexual, da? Deci relația va fi una umană și mă gândesc că chiar asta în primul rând îi trebuie unei doamne. Vreau să văd mai departe. Cu ce mai aveți și voi, care mai aveți bani și sunteți bine situate, să știți că aveți, vă gelozește lumea pentru banii voștri, pentru situația voastră. În altă ordine de idei, când veți lua bani sau veți câștiga niște bani, aveți grijă să nu sară lumea pe voi. Și vreau să vă, pentru toate care vă despărțiți acum, care sunteți singure, absolut tot apare cineva totuși. O veți cunoaște printr-o femeie un bărbat care este în zodie de apă, iar voi poate sunteți chiar născute pe 14 sau pe 19, veți avea în orice lună, da, veți avea totuși noroc. Iar altele vor cunoaște semne de pământ, Taur, Capricorn, Taur, Fecioară, Capricorn, da, deci, sau chiar și Berbec se poate la limită. Nu era cartea, dar sunteți nu știu, simt așa că zilele astea e lumea cu ochii pe voi. Veți primi vești, veți face acte sau vă rezolvați o situație, v-am spus săptămâna asta. Dar uite, din nou gelozie. Gelozie, discuții proaste până una alta, aveți grijă, nu săriți la gâtul nimănui, luați lucrurile așa cum vin, nu vă agitați ca să nu aveți cu turnul ăsta schimbări foarte proaste care să vă doară inima și chiar și cu cheltuieli de bani. Da? Și un sfat de la Îngerii Indigo, cere iertare, mai cereți și voi iertare acolo unde credeți că ați greșit sau ați făcut lucruri necugetate sau pur și simplu mai dați de pomană și la voi a căzut la fel ca la dama de ghindă, dama de verde, dama cu ochii verzi sau albaștri, următoarele 48 de ore. Carte luminată de la Dumnezeu, lăsată 4 posturi, ți-am pus, nume de ghicit, astăzi se deschide, o fi de bine să vă luminați, de o fi de rău să vă întunecați, amin. Dama de verde, primiți musafiri săptămâna asta.
o să fie casa plină, o să cheltuiți bani, o să vă enervați. Da, vă vine cineva de la drum și cu multă cheltuială, cu mult balamuc. Și chiar dacă ar fi, să zic, copiii, bucurie, bineînțeles că sunt copii, dar totuși cu cheltuială sau cu lucruri neașteptate. Pe de o parte vă bucurați că puteți cumpăra o casă, vă spun 100%, dar pe de o parte e prea scumpă și ori mai se mai face un credit sau cineva mai trebuie să vină cu niște bani, ori rămâneți fără bani. Unele dintre voi veți avea și o nuntă cât de curând, nu știu dacă este a voastră, sau în altă parte și iarăși veți cheltui niște bani degeaba. Nu știu, probabil că sunteți obligate să mergeți, pentru că la nunta la care mergeți, sau și voi dacă sunteți, să știți că nu rămâneți cu acest bărbat, sau la nunta care mergeți acel cuplu, nu rămâne împreună, el e numai pe interes, pentru bani, face nuntă pentru bani, face nuntă că are femeia mai mulți bani sau așa mai departe. Sau că dați voi mai mult sau alți, nu știu. Deci, sau poate e fiul vostru și atunci se însoară chiar și din interes. Pe sănătate, veți da bani pentru sănătate, dar în ce sens? Nu e ceva grav, e ca și cum stați numai în aerul condiționat și răciți și trebuie să vă cumpărați paracetamol de la farmacie. Da? Deci dați niște bănuți, puțin pentru o răceală sau un inconvenient care vi se întâmplă acasă. Că ține de sănătate, da? Nu este exclus la altele dintre voi pur și simplu să se strice mașina de cafea sau filtru sau ce aveți voi acolo. Deci vă spun și asta 100%. Bun. Haideți să vedem. La servicii sunteți un pic întoarse. Dacă vă întârzie niște hotărâri, nu sunt ale voastre, sunt de servicii. Ori mai vreți să plecați în concediu și nu se poate, ori munciți prea mult, că sunt niște întârzieri aici, zilele astea o să fiți un pic nemulțumite. Chiar și cele care nu aveți servicii, totuși vă cad bani, aveți bucurie în casă, dar aveți și multe cheltuieli. Cele care sunteți căsătorite, din nou, iarăși, sau în relații serioase cu care trăiți în aceeași casă, aveți probleme de împărțirea banilor sau de cheltuieli, da? E ca și cum voi dați mai mulți bani decât partenerul pe care îl aveți, da? Sau vreți să faceți ceva și nu vă ajungă banii, dar tot de la voi vin. Asta este ideea. Din nou, un frate acolo unde există o să vă ceară ajutor și aici, dacă mai dați bani, să știți că nu o să vi mai dea. Mă scuzați, trebuie să beau un pic. Da, dar următoarele 48 de ore, una peste alta, e cu agitație pentru bani, pentru cheltuieli, pe casă. Haideți să vedem cum rămâne cu banii ăștia. Uite, vezi, iar discuții. Deci aveți grijă să nu vă certați sau poate vă supărați că vi se strică ceva și trebuie să dați bani, poate fi și asta. Un nou început aici sau vreți voi un nou început cu banii ăștia? Ați vrea un serviciu sau un al doilea job, unele dintre voi? Poți vrea voi, dar deocamdată sunteți stătătoare pe loc, iar cele care aveți doi copii, cu al doilea aveți noroc, s-a născut la o zi mare sau într-un post și vă va aduce mult noroc. Acest copil este cu litera D, în nume sau prenume copilul. Și vreți un nou început, poate pentru copiii voștri sau poate pentru, dacă nu aveți decât băiat, de exemplu, deși mi iese și o fată, dar e și nu e cu voi sau al doilea este și nu este cu voi. Vreți schimbări pentru acest băiat care probabil
nu știu, avea 14 ani sau este minor în orice caz, sau până în 14 ani sau 18 ani, sau nu știu, vreți niște schimbări și nu vă ajung banii, vreți un nou început pentru un copil, în orice caz pentru un băiat. Nu se rezolvă. Acum e încurcată treaba. Care sunteți născute, dama de verde, pe data de 21 în orice lună, să știți că veți avea noroc de parteneri. Munciți mult acolo unde iar mi-a ieșit dama care are un singur copil, un băiat. Deci este clar aici, munciți mult pentru acest copil. Vreți o schimbare pentru el, o să vă ajute, veți găsi sprijin din partea unui bărbat de top acolo unde sunteți singure sau doar într-o relație. Cele care aveți un săgetător vă va ajuta cu bani din toamnă sau se pune pe picioare, puneți pe picioare cu cineva, puneți o afacere sau vă reorganizați pe o sumă de bani, dama de verde, dar din toamnă, din septembrie și veți avea noroc. Da? Bun. Schimbați niște acte, faceți ceva. E, vă faceți și bine, nu sunteți foarte bolnavi, v-am spus eu. Veți avea un noroc, ori, ia să vedem în ce situație veți avea noroc. Ha, cu un bărbat de roșu. Da. Deci, ori se întoarce unul la voi, ori îl veți cunoaște, da, ia uite și în capăt la fel, tot unul de roșu, da? Deci, oricum ar fi tânăr, mai tânăr decât voi, mai în vârstă, mai e pe cai mai mari, în următoarea perioadă va fi unul de roșu care vă încalecă, se întoarce, vine la voi. Da, nu era cartea. Haideți să vedem și ce sfat primiți și voi de la Îngerii Indigo. Libertate. Ha. Păi faceți ceva care vă face bine, ce să zic. Da? Deci se pare că unele dintre voi sunteți încorsetate într-o situație acum, zilele astea, din care nu știți să ieșiți. Predominant au căzut banii. Chiar banii. Da? Cumva o să le scoateți la capăt. Trebuie, nu? Nu există probleme, există doar soluții. Înțelegeți? Eu așa gândesc. Așa, da, nu e nicio problemă, găsim soluția. Deci eu nu stau să mă hazardez și dacă văd că chiar sunt blocată pe ceva, o las baltă și reiau sau caut o altă alternativă. Da? Deci nu stăm acum să suferim, să plângem, să ne dăm capul de pereți. Da? Și nu în ultimul rând, dama de tobă, dama plinuță, bine făcută, cu piele albă, de la Castaniela, blondă, ochii căprui, rotundă la față, carte luminată de la Dumnezeu, lăsată patru posturi, am postit, am pus nume de ghicit, astăzi te deschid pe tine, dama de tobă, de-o fi de bine să vă luminați, de-o fi de rău să vă întunecați, amin. Haideți să vedem zilele astea. Mamă, deci stai să văd, stai să văd. Bun. va ieși de afară din cărți tot necazul, toată supărarea. Cu toți bărbații, că a fost de ghindă, că este de ghindă, că e de roșu, că au fost despărțiri, că nu vă mai interesează nimic. Chiar și actualii, prieteni, iubiți, parteneri care îi aveți, suferă după o despărțire sau e un scandal monstru în fosta lor familie, pentru că probabil. E aici ceva care se schimbă la bărbatul de ghindă și la bărbatul de verde. Da? Deși poate nu sunteți 100% cu ei și nu e vorba neapărat, deci vor lua niște hotărâri, dar asta le este karma, asta le este destinul, nu neapărat pentru voi să fie cu voi. Se termină niște situații acolo, da? Bun.
Dar nu ne mai interesează că va ieși săptămâna asta, va fi totuși cumva minunată în final. Bun, sănătatea, bine aspectată, vă simțiți bine sau maxim un pic obosite, dar văd că tot faceți curat prin casă în fiecare zi, la 2 zile, nu știu ce tot faceți. Tot mai aranjați, tot mai puneți la punct niște lucruri. Unele dintre voi o să vă vopsiți o mobilă sau o să vă refaceți o mobilă. Nu știu, mai mult tind să cred că de bucătărie, nu știu, reparați ceva la ea. Nu că o schimbați de tot, deci reparați ceva la ea. Că aveți sau nu aveți servici, daruri mici, deci nu vă vor lipsi bănuții zilele acestea. Văd liniște totuși și la muncă, dacă aveți servici. Din punct de vedere dragoste, indiferent care e situația voastră astăzi, mâine dacă vă căsătoriți, voi vă mai cunoaște în viața voastră un bărbat de roșu, unul care e necunoscut, care vă va pune lumea la picioare. Haideți să vedem, sunt foarte curioasă, în următoarele 3 luni de zile, ce o să faceți. Pentru că multe dintre voi sunteți combinate, îmbărligate, luați hotărâre cu un Xulescu și vine Y și vă dă lumea peste cap. Sunt tare curioasă. Bun, una peste alta, acolo unde există copii, să știți că le vor merge bine zilele astea. Veți auzi niște vești bune despre ei, chiar și o soacră care vă va iubi în viitor, sau mama cuiva, până la urmă o să vorbiți cu ea, o să vă gândească cu bucurie. Se vă împăcați cu familia sau cu neamul în următoarea perioadă și veți semna și voi niște acte, dar trebuie să faceți drumuri pentru aceste acte. Dar mai durează 2 săptămâni, 3. Cartea, vreau să spun că e liniștită. Deci, în această săptămână, în astea 48 de ore, vreau să vă spun că nu vă clintește nimic. Da? Deci sunteți flower power, cool, sau cum vreți voi. Haideți să vedem. Ia uite. Ce v-am spus? Că vă logodiți, avansați într-o relație, vă măritați, faceți voi ceva aici. Și vă ridicați cu bucurie, într-adevăr, și veți avea un nou început, să dea Dumnezeu. Ia uite ce frumos a căzut cartea, se liniștește un zăpăcit cu care sunteți. Ia, hai că am pus mâna pe ele. Haideți să vedem cum vă gândesc toți bărbații din viața voastră, dacă acolo unde partenerii, acolo unde există. Ia uite, perechea perfectă, perechea ideală, deci el se gândește că sunteți perfect pentru ei acolo unde sunt. Haideți să vedem mai departe un pic sănătatea. Sănătatea e plină de dragoste. Săptămâna asta veți fi mai iubărețe sau, mă rog, se întâmplă ceva acolo cu multă dragoste, cu nebunie, cu tras de păr. Așa, pe urmă vreau să vă soacra asta. E foarte gânditoare femeia asta mai în vârstă. Mamă, soacră, se gândește probabil la deciziile voastre sau deciziile bărbatului cu care veți fi. Dragostea. Veți avea din dragoste confort și bani, dar veți și cheltui și din nou beneficii și iar nou început, nou cu 1-10 sau pur și simplu, chiar și dacă sunteți născute pe data de 19, veți avea noroc de bani în orice lună, dar nu este obligatoriu. Deci voi, printr-o dragoste nouă în săptămâna asta, veți avea bani. Ideea este că el e mai... voi aveți cei doi, să zicem, neuronii la locul lor, celălalt nu prea. Deci voi, celălalt trebuie dezlegat sau făcut ceva ca să aibă și el noroc sau spor la bani sau noroc în afaceri sau pentru servici sau ce vreți voi să faceți. Ideea este că norocul îl veți avea, dar mai mult datorită vouă. Da, voi veți fi mâna de fier. E atât de frumoasă cartea încât nici nu mai vreau să scot ca să nu stric ceva. Deci de asta și mă uitam că mereu la Dama de Roșu a căzut necaz pe
pe sănătate, iar la Dama de Tob, aceeași femeie de roșu cu necaz, dar văd că dacă aveți vreo damă de roșu, se ridică în sfârșit cu bucurie, exact ca la cartea dinainte. Deci o să scăpați și de o corvoadă, dacă aveți mamă, bunică, bolnavă, soacră sau cineva, un sfat din partea îngerilor Indigo pentru Dama de Tobă, încredere. Bun, deci fiți atenți de ce vă spun, indiferent ce faceți în săptămânile următoare, trebuie să aveți mai multă încredere în voi. Da? În primul rând în voi. Bineînțeles că și în celălalt, dar ar fi în voi, da? Întotdeauna când faceți un lucru, să nu uitați că există și alternativă. La fiecare lucru pe care îl faceți sau doriți să-l rezolvați, să vă mai căutați încă o alternativă, da? Având alternative, deci planul 2, planul 3, planul 5, nu vă veți îmbolnăvi de nervi, de supărare sau mai știu eu ce. Întotdeauna veți putea trece peste probleme mult mai ușor și să vă liniștiți, da? Deci mai multă încredere în voi. Vă pup, vă iubesc, vă îmbrățișez. Ne auzim mâine. La revedere!